Felix Odina e unul dintre fermierii din județul Mehedinți care a dublat suprafața cultivată cu floarea soarelui față de primăvara trecută. A semănat 150 de hectare, în contextul în care prețurile au crescut brusc după începutul războiului din Ucraina. Prețul la floarea soarelui s-a dublat, adică de la 1,5 lei, să zicem, cât era pe kilogramul de floarea soarelui anul trecut, acum se preconizează niște prețuri de 3 lei. În țară, tot mai mulți fermieri au semănat floarea soarelui. Cererea e tot mai mare la nivel internațional după ce exporturile prin porturile ucrainene de la Marea Neagră sunt blocate. Dacă în 2021 am avut 1.180.000 de hectare cultivate cu floarea soarelui, ne așteptăm la o creștere de 15% cel puțin în anul ăsta, 1.350.000-1.400.000 de hectare, cu o creștere a producției echivalentă. Anul trecut a fost 3,3 milioane tone, anul ăsta probabil că în jur de 3,7 milioane de tone. Nu doar agricultorii pot beneficia de situația generată de războiul din țara vecină. Ucraina era un mare producător de ulei. Fabricile din România ar putea acum să producă și să exporte o parte din necesarul la nivel internațional. Piețele vestice erau ocupate în bună măsură de uleiul importat din Ucraina. Evident că aceste piețe acum se deschid și procesatorii noștri, având posibilitatea să ocupe aceste noi piețe, vor crește cantitatea totală de produse procesate. De exemplu, în Olanda, necesarul de ulei e atât de mare încât mai nou se vând și produse fără origine controlată. Sind dat de mark wordt eigenlijk volgevoerd met olies zonder certificering. Het kwaliteit is die voldoet niet aan Europese normen en dat vinden we heel erg, want we weten niet hoe die olie gemengd is en wat heeft die wat voor ingrediënten en wat voor toevoeging heeft die in het geheel. Guvernul a anunțat că va aloca 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea procesării produselor agricole. În prezent, fabricile pot prelucra doar aproximativ o treime din materia primă existentă. Analiștii estimează însă că scăderea prețurilor la ulei va fi posibilă doar după ce va crește concurența între procesatori, iar oferta de produse va fi mai bogată. Concurența mai mare, bineînțeles, poate genera o presiune pe preț. E un proces mult mai lung, putem discuta despre schimbări structurale în piața asta doar într-o perspectivă de 3, 5, 7 ani. Deși România este unul dintre cei mai mari producători de semințe de floarea soarelui din Uniunea Europeană, în țara noastră uleiul s-a scumpit continuu, arată statisticile oficiale. De exemplu, numai în martie, prețul uleiului a crescut cu aproape 33% față de perioada similară a anului trecut. Pentru moment, cele mai importante investiții rămân în domeniul producerii de semințe. O nouă stație de aproximativ 13 milioane de euro a fost dată în folosință în Afumați, tocmai pentru a face față cererii tot mai mari de semințe din partea fermierilor.